Așa, bună dimineața. Bună dimineața, dragii mei prieteni. Știți, e foarte greu în casă, nu prinde internetul. E foarte grav, foarte greu. Și deci, vreau să vă lămuresc așa, nici nu știu de la care să încep. Dar prima, am văzut ieri acolo unul cu un contor de gaz. Cu un contor de gaz. Și vreau să vă arăt. Uitați-vă aici la mine, vedeți? Ne uitați-vă. Eu tot în schimb, eu gazul l-am închis, total l-am închis gazul, pentru că cu 30 de lei eu nu-mi permit să plătesc gaz. Și uite, am săpat un șanț, unde să intrag căldura de la lemne. Ce să facem? Asta este. În viața noastră, nici un guvern nu a ajutat poporul, oameni buni. Guvernele, parlamentele sunt pentru acelea face legii, de a ne face drumuri, de a ne face investiții în Republica Moldova, de a ne da dreptul. Ni s-au deschis granițele să ne putem duce unde vrem. Dar vreau să vă arăt la cealaltă cu contorul, care duce lumea în eroare. Nu la te duci la Maia Sandu cu contorul. Iată aici trebuie să te duci, la Moldova Gaz. Vedeți? Iată, uitați-vă, la Moldova Gaz. Acolo te duci cu contorul. Noi trebuie să luăm cu asalt Moldova Gaz. Și nici deloc Maia Sandu, jos Maia Sandu, jos Maia Sandu. Maia Sandu e președinte, care trebuie într-adevăr să ne reprezinte țara noastră în toată lumea, că să ne cunoască. Că pe noi nu ne cunoștea nimeni, ne cunoșteau ca de români și nu ne cunoștea nimeni de Republica Moldova. Vreau să vă arăt, oameni buni, eu am dat întrebarea la Moldova Gaz dacă eu am contract. Și uitați, citiți de aici, uitați-vă, citiți de aici, Vitalie Țurcan. Vicepreședintele Consiliului de Administrare. Este necesar de menționat că proprietarul bunului imobil, până în prezent, nu a încheiat contract de furnizare a gazelor naturale direct cu furnizorul. Ați înțeles, oameni buni, și îmi dă documentele care trebuie să le duc. Eu mai am o cerere la discriminare. Cer scuze. Mai am o cerere la discriminare pe criteriul de Moldova Gaz. Și am să vin cu răspuns. Când să am răspunsul, imediat am să vă fac un alt film. Oameni buni, să vină cu cereri, cu plângeri și nici deloc cu lumea mulțime și aia plătită. Toată lumea știe că e plătită. Toată lumea. Și uitați-vă că m-a sunat cineva de la Italia și îmi spune cum s-o postez pe cheia care vine de la Gloden și Chiui în autobuz. Este un filmuleț. Vine Glodeniu, și așa spune, Glodeniu vine la proteste. Unde este o doamnă pe doilea scaun, așa într-o coftă albă cu borticele. Eu n-am putut să o distribui, dar mă, de când mi-a dat drumul, de când am să încerc, de când m-a dezblocat, am să încerc, dacă găsesc filmulețul și ala să o distribui și să o arăt. Așa care vine la proteste, o trăi cu soțul, ea fiind în Italia, din satul Ustie, raionul Glodeni. Așa e de la Ciciuleni, au trăit cu soțul ei și i-au furat tot din casă, oameni buni. Și am o ei la protest cu șor. Înțelegi? Dar să vedeți că arată bine. Și îmbrăcată bine și arată bine. Asta sunt lume care e degradată total. Eu nu pot să le zic altfel. Niște ptori, niște... Iacă, ne-am pregătit lemne, uitați-vă. Ne-am pregătit lemne și trecem de la gaz la lemne. Ne-am gătit șanțul. Încă nu-i căldură. Bă, dar proste că Dumnezeu ține cu noi și ne arată când că-i cald. Și mergem, amuș, și mergem la altă alternativă, căutăm altă alternativă de a ne încălzi. Pentru că prisăcarul, din anii buni, el are căldură din pământ. Eu de multe ori vă spunem, are geotermale. E de multe pregătiți din pământ să aibă căldură. Și vreau să vă arăt ce înseamnă declarație prealabilă la protest. Eu știți că eu tot timpul fac proteste și tot timpul îneu declarații la protest. Uitați-vă, de pe 20 luna 10 până pe 20 luna 11 ne-a luat declarații la protest. Protest, Chișinău, vedeți ce scrie aici, la Parlament. Nu mai am dreptul la Parlament. Nu am drept să mă duc în altă parte. Alt protest ne-a luat pentru președintele Republicii Moldova, la președinție. Am dreptul numai la președinție. Deși șoriștii au dreptul peste tot locul să facă protest. Peste tot locul fac protest șoriștii. Eu ne-am înregistrat 50 de persoane, mai multe n-am dreptul, vedeți, e cu ștampilă, înregistrat la primărie, deși aici, mult văd dimineață, mulți oameni care erau
altfel, judecau altfel. Acum toți stau și încep a arăta protestul. Este încălcat dreptul la protest. Oameni buni, atâta timp, atâtea duminici, 7 duminici la rând, ne închid strada în centrul Chișinăului. Noi nu putem ieși nicăieri. De joi s-a spus, de joi s-a spus că eu s-a bătut cu lăsați populismul, rugați-vă pentru pace, nu mai tăiați copaci. Dar cine a tăiat copacii? Lemne ne trebuie să folosim. Noi trăim într-o zonă, auzi, Dașor are 30 de hectare de pământ, dar Chirtoc are din Codri, pe timpul Voronin, dar Voronin are 800 de hectare care taie pădurea de la Țiganca. Voronin are 800 de hectare de pământ, de pădure. Mă scuzați, de pădure, 800 de hectare de pădure. Unde a fost vila lui Bodiu? Asta se târie din neam în neam, nu tăiem copaci. La noi iarnă, noi nu putem să nu tăiem. Așa este așezământul, iarnă. Nu avem încotro. Dar nu, on sta la ruș și ne-o ruga ni să ne dăi gaz. Moldova gaz trebuie să ducă. Andreu pune prețul, dar și are Maia Sandu. Populismul, nu-i populism. Dar este câtem alte alternative. Cu timpul ne-am pune și baterii solare să vedem, să încercăm, costă mai costisitor, poate să vii guvernul cu ceva în întâmpinarea cetățeanului. Când ne-am construit casele, n-am știut că a să ajungem la ce am ajuns. Din 2000 folosesc gazul. Dacă Rusia scoate gazul din pământ și înapoi nu se toarnă apă, că eu am trăit în Rusia. Da, rugăciuni. Rugăciuni, știi ce înseamnă rugăciuni? Biblia. Asta e și ești Constituție, oameni buni. Biblia. Lăsați Biblia la o parte și uitați-vă la Constituție. Nu încurcați Biblia cu Constituție. Noi trăim într-un stat de drept unde este legea în capul mesei. Este Constituție. Și să nu încălcăm. Ce avem noi? Ce vă arăt eu vouă? Toți judecătorii corupți și procurorii corupți. Pe și s-o construit ei. Voi nu înțelegeți corect. Noi trebuie să batem în traiști care ne-au furat 30 de ani, care ne-au furat Șor, Platon, Voronin, Dodon, toți aici ne-au furat 30 de ani. Câtă bogăție au ei, iectării, unul dintre înșii Ion Prisăcaru, iectării. Unul dintre înșii Ion Prisăcaru pe timpul lui Filat. De câte ori v-am arătat? Filat, Plăhătniuc, câte bogății au. Dar noi, poporul simplu, veșnic, am fost uitați și de guverni și de 30 de ani. Ne-am dus care prin lume și am făcut bani și am adus în Moldova, că oricum ne trage aici la pământul ăsta, ne trage. Și eu s-o cot că tăti de joi s-o știut ca să bată cu ouă. De joi s-o știut ca să bată cu ouă. Și eu v-am arătat acte, oameni buni. Nu vorbe, dar acte. Ia câtele-s acte. Vedeți? Cum să faci un protest? Tu ai dreptul la 50 de oameni. Și eu le-am dat întrebarea joi, când ne-au adunat pe toți, le-am dat întrebarea. De unde aduceți atâta lume că tu ai dreptul la 50 de oameni? Dacă Maria Olare aduce 100 de oameni, de mult era închisă. Ce merge vorba de bani, de bani mari? Ei se joacă în bani și nu-s pedepsâți niciunul. Niciunul nu-s pedepsâți. Vreau să vă arăt încă pe Islaut, că le-am pregătit toate pe rând. Aici Climencu, care fel de fel de prostii, fel de fel de nebunii toarnă în, pe toți noi, pe toată lumea, ne pedepsește în Moldova de 30 de ani. Ia câtă-li, uitați-vă aici, vedeți Climencu, uitați-vă la număr, 15.135, așa, tac. Vă citesc. Pretențiile acțiunii legale ale cetățeanului Climencu Valeriu și ale conducătorului auto cu numărul de matriculare MWD, care le aduce mâncare, 160, e din 20.09.2022, la Buicani. De unde atâta mâncare? De unde atâta hrăneală oamenii ăștia? Ăsta e genocid, oameni buni. Și nu numai una are Climencu, mai are încă una. Cam uși vă le arăt pe ambele. Eu vin cu dovezi, cu tot ce-i scris pe foaie, este legea în capul mesei. Și nici deloc și vrea Climencu, sau și vrea Dinu Țurcanu, sau și vortăță și care... Poliția e prea blândă cu dânșii. Bună dimineața! Poliția este prea blândă cu ei.
nu ne place nie comportamentul ăsta poliției preblând. Înțelegeți că dacă eram noi alții, noi de mult eram închiși. Și eu cred că tot populismul ăsta pe Moldova Gaz, pe Moldova Gaz care se face și strigă, este societatea pe acțiuni Moldova Gaz. Și nu Maia Sandu și ei trebuie să răspundă, ia câtă-li, Moldova Gaz. Ei nu strigă corect. La Moldova Gaz, haideți toți la protest la Moldova Gaz și acolo întrebați-vă, de ce aveți prețul așa de mare? Consiliul de Administrare a Moldovei Gaz, Consiliul de Administrare, este legea în capul mesei, este Constituția, președintele Consiliului de Administrare. Cât sunt în Consiliul de Administrație de la Moldova Gaz? Iectele Vitalii Țurcanu. Acolo trebuie să mergem, oameni buni. Dar nu, aici oamenii splătiți, îi toți recunosc că splătiți, pentru că Dodon a făcut special și ministerul, e că acum, accesați toți lemnii, punctăm de și luați-vă lemni, câte 3 cuburi de lemni. Statul vă dă, voi interveniți. Lemne.md. Și acolo este numărul verde. Sunați la numărul verde și luați-vă lemne. Pe urmă vă duceți la asistență socială, vă compensați jumate de lemne. Asta este. Și acolo toți o să fim cu numărul cel de 13 cifre, o să fim compensați cu lemne, cu gaz, cu lunină, cu tot la oaltă. Devenim toți egali. Dar pe timpul lui Dodon, venim numai a lui. Iată, ăștia toți care strigă în gură mare și aleargă și toți la asistență socială. Aici încă au intervenit și toți liderii de pământuri, i-au adus oameni buni. Toți liderii de pământuri i-au adus la proteste. Le plătește rutiera, le plătește bani. Eu știu din satul meu natal. Eu grăiesc din satul meu natal. Curește de sus, Unchitești. Cât ați venit la proteste pe bani? Doar știe toată lumea. Păi iau-te, domnul Valentin, eu de să-și le spun, haideți la Moldova Gaz să protestăm. Haideți cu mine la Moldova Gaz. Nu umblați cu contorul prin centrul Chișinăului. Nu umblați cu contorul prin centrul Chișinăului, la Moldova Gaz, acolo. Acolo e societate pe acțiuni. Este societate pe acțiuni. Este Consiliul de Administrare la societatea pe acțiuni. Și nu poate nimeni interveni acolo. Iată acolo, haideți să cerem. Deci asta este. Luați și distribuiți și eu în continuare am să vă arăt. Nu Biblia, oameni buni, să ne rugăm la Biblie, dar să ne ducem la Constituție, la Curtea Constituțională, acolo să ne cerem drepturile. Nu Dumnezeu o să ne facă, o să ne dă lemne acasă, dar legea să ne ducă. Așa că luați și distribuiți și eu nu știu, noi lumea înțelegem foarte bine. Foarte bine, înțelegem că ăștia tot s-a dus pe bani și ei singuri știu că s-a dus pe bani. Dar dintr-înși câștigă unul, câștigă cel de la ungheni care e cu aurul pe dânsul, cu mâinile fșite, varite, altfel nu-i pot zice. Tudor Șoiliță, care e din satul Chiștelniță, dar trăiește la ungheni și dădea pâine gratis. Pâinea gratis i-o dădea șor să o dăie la oameni. Pâine gratis i-o dădea șor. Și el acum așa de la proteste organizează, la oameni le dă câte 1.000 de lei. Dar el singur și e 2.000 de lei. Își ia 1.000, altă o pune în buzunare. Dar eu nu mă încălzesc cu gaz, eu de la gaz m-am tăiet, gata. Ia uitați-vă, eu am săpat și-mi trag lemne de la cătiol, de lemne îmi trag, ne-am comandat lemne, înțelegeți? Am cumpărat, e că am cumpărat de la lemne, de la Condrița. Și am scris plângeri și la Procuratura Generală. Cum? La Condriță? Este. Lemne, sunt lemne cu 1.800 de lei. Cubul. Nu-i cubul. Metru ster. E nimic decât metru cub. Înțelegeți? Metru ster e 0,80-0,75 din metru cub. Metru ster. 1.800. Dar păi metru cub, cred că e vă 2.200. Cu tot adus acasă. Dar cum Condrița are lemne? E că noi trebuie să tăiem, să le tăiem la toți pădurarii, la toți de acolo, de la civicultură, toți aici care sunt legați, de la toate este că este tot salut Dodon. Sunt toți alu Dodon în continuare. Biblia este o carte și Constituția tot este o carte. Constituția e mică de tot și poate să o citească orice om. Biblia e mai greu de citit și e mai mult. Și lumea nu înțelege, e scrisă mai cu... Eu am citit o Biblie și am citit-o foarte bine. Știți ce vreau să vă spun din toată Biblia și am citit-o? 10 porunci. A 5-a poruncă este ai grijă de părinți, de mama și de tată. Nu scrie Biblia să ai grijă de soții, de copii. Scrie să ai grijă de părinți. Cum ai să îți îngrijești părinții, așa ai să ajungi.
Înțelegeți? Și eu la copiii mei tot timpul le-am citit. Le-am arătat exemplu că eu am avut grijă de părinți și copiii mei au grijă de mine. Și tot asta se transmite din tată în fiu. Fiți mai buni, aveți grijă de părinți, a cincea poruncă. De-am a șasea, a șaptea, a opta, a noua, a zecea, nu fura, nu ușide, nu amăgi și nu aprofita de apropiatul tău. Cum e că trăiesc, să aude, trăiesc și nu cu nanașul, să duc, sculc, asta este viață. Lumea nu a citit Biblia, a zecea poruncă. Citiți bine cu poruncă, dar toți aiștia noștri criminali care umbla pe la biserică, inclusiv și chirtoacă, primarul de Chișinău, inclusiv și chirtoacă. Și făceau, se duceau toți la biserică, dar furau. Furau cu toana, furau cu sașii. Vedeți câți bani au furat acum, câți bani aruncă. Fiecare om care-i plătit în corturi, îi 2000 de lei. Numai că al de Tudor Șoiliță, 1000 o pune în buzunar și 1000 le-o dă lor. Dar 400 de lei a dus fiecare om, plus rutierile aduse. Și face anta, și face fiscul. Anta, fiscul să iasă la fiecare rutieră și să-i caute, cu biliete, cu tot. Chiar că eu vă dau rutiera de la Ciucileni, care a venit din raionul Glodeni. Vă dau, cum spune. Așa că mi-a distrus familia, așa ea mă aleargă și spune, vrei schimbări? Deci cum s-o posted, s-o vadă toată lumea și s-o înțeleagă toată lumea cine este așa de la Ciucileni? Și de pe doilea scaun în rutieră și strigă la beu, mănâncă în rutieră. Lumea, știți cum? Noi am ieșit peste hotare și am mai văzut lumea, dar aici noi am ieșit din țară. Eu am fost numai Rusia, nordul Moldovei. Rusia, dar la mine în sat nici nu-i gaz, nici nu a ajuns gaz, oameni buni la mine în sat. Nu există gaz. Are gaz numai primărie și școală. Și gata. La mine în sat nu există gaz. Toată lumea, toată viața se încălzesc cu lemni. Accesați lemne.md și este numărul verde. Și luați-vă lemne, oameni buni. Luați-vă lemne. Și dați să fim mai... Noi ne-am deșteptat, noi ne-am deșteptat, noi nu ne vindem, cum spune altă lume, multă lume spune, nu mă vând pe banii și care îi se duc acolo. Nu mă vând să fac haosul ăsta în țară, care tu nu-l înțelegi, că există legea în capul mese. Dodon, ministerul, am început să vă spun, ministerul social, la asistență socială, ministerul social Dodon, pe anii 2022, nu s-a votat bugetul. Zero. Acolo în buget nu erau bani, nu s-au votat. E că acum, în 2022, s-a votat bugetul pentru anul 2023 și să vedem cât e bugetul. Pentru că noi trebuie, vedeți acum toți, accesați compensații.md și vă înregistrați la căldură, la lumină, la gaz. Noi, eu mă înregistrez de acum numai la lumină și la lemne. Gata, gaz nu mai am. Total l-am tăiat. Total, l-am tăiat și nici nu vreau să aud de gaz. Cu 30 de lei, noi nu o să-l putem achita, pur și simplu. Dar nu vreau să lucrez și să achit gazul cuiva. Nu-i corect. Un cup de lemne, accesați lemne.md, luați numărul verde și pe numărul verde vă dă 3 numere. El costă 690 de lei. Eu am mai făcut un film și am arătat. 690 de lei. Acolo este înregistrat buletinul tău, din buletinul 13 cifre. Și pe urmă, asistența socială îți compensează în jumate. Cât cheltui tu pe 3 cuburi de lemne? 2100 de lei? 2070 de lei. Sunt 3 cuburi de lemne, da? 700 de lei, 690 cuburi. Numai nu știu de ce de fieră. La Soroca e 750. Oameni buni, scrieți plângeri la procuratură. Nu tășeți. Nu, noi trebuie împreună să luptăm, să distrugem sistemul ăsta corupt. Unul vinde cu 750, așa ești țară, dar unul cu 690, așa ești pădure, care crește pe degeaba. E noastră pădure și nu au ajuns să ne vândă lemnele. Ajută, voi nu vă duceți la asistență socială. Nu inventați. Acum ajută pe toți asistența socială. Dacă nu vă ajută, sunați și intervenim împreună. Ajută asistența socială acum pe toți. Duceți-vă cu... Dacă nu știți să accesați compensații.md, este site-ul. Și acolo vă înregistrați. Acolo este